Salut și domnilor, bine ați venit la Voi cu Voicu. Suntem în post, ca atare am ales un subiect spiritual, să zic așa. Vorbim despre iubire și vorbim despre toate tipurile de iubire. O să vedeți, invitații mei din această seară au făcut un fel de rezumat al tot ceea ce poate să însemne iubire pe toate palierele și din toate punctele de vedere. Sunt trei cărți pe care le lansează editura Darama, Marius Ghidel, invitat la această seară, împreună cu prietena noastră Maria Timuc, scriitoare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara. Frumos să te mămărie cu iubirea acum în post. Ne trebuia ceva mai liniștit, mai... Chiar asta ne trebuie în post, de pentru asta ținem și post, ca să ajungem la să simțim mai multă iubire. Postul, asta înseamnă o reținere nu doar de la mâncare, înseamnă o reținere și de la gânduri negative, de la emoții negative, de la ură, de la respingere, de la suferință, de la furie, de la toate trăirile emoționale care ne tulbură nu doar sufletul, ne tulbură și corpul și ne impactează într-un mod grozav din toate punctele de vedere, atât medical, cât și sufletesc și chiar relațiile noastre, emoțiile negative le afectează întotdeauna. Bine, și iubirea este ceva ce trebuie să avem tot timpul, indiferent că e post sau că nu e post. Clar că da. La fel ca și lipsa de răutate, să nu fii răi și așa mai departe. Însă abordarea pe care o aveți voi de data asta încât este alta și vreau să te rog să ne spui. Da, abordarea are Marius Ghidel, e o abordare legată de iubire. Toate cele trei cărți care se referă toate la iubirea, una se numește Iubește orice ar fi, alta Noi care prea puțin iubim și alta Ai grijă de iubire, toate sunt variații ale unor diferite forme de iubire pe care noi le putem trăi în viața de zi cu zi. Ce spune Ghidel în esență în aceste cărți? Practic, el face o pledoarie pentru creșterea nivelului nostru de conștiință, pentru a atinge o stare de iubire în viața noastră de zi cu zi, în fiecare detaliu al vieții noastre de zi cu zi și a atinge acel nivel de conștiință despre care ne-a vorbit și Iisus Hristos. Acea stare de iubire necondiționată, care este mai greu de obținut de către noi, pentru că noi ne iubim copiii, ne iubim părinții, ne iubim, iubim oamenii apropiați, dar, din păcate, și pe cei mai apropiați îi iubim cu o iubire necondiționată. Când ne supără cu ceva, când ne deranjează, când fac lucruri pe care noi nu le așteptăm sau nu suntem de acord cu ele, ne pierdem iubirea, adică avem sentimente negative. Ne supărăm, ne enervăm, ne frustrăm, ne tensionăm și aceste trăiri negative sunt echivalente cu pierderea sentimentului de iubire pentru acea persoană. De aceea, iubirea omenească, iubirea de care e capabil eu-ul nostru, este întotdeauna condiționată. Pentru a atinge starea despre care vorbește Marius Ghidel, adică starea de iubire necondiționată, avem nevoie să facem mai mult și să trăim mai conștient în fiecare zi, în fiecare detaliu al vieții noastre, să fim conștienți de modul în care participă mintea la viața noastră de zi cu zi, cât de puternică este mintea noastră și de faptul că noi, ca ființe, suntem într-un război care se petrece între două nivele, între minte și suflet. Sufletul este cel care iubește permanent, așa cum spune Marius Ghidel, este cel cu care am venit pe lume și este înzestrarea divină pe care o avem înăuntru nostru fiecare dintre noi, și care nu poate fi atinsă de ego-ul nostru sau de eu-ul nostru omenesc, oricât am încercat. Și Marius spune că suferințele umane, în general, toate, începând de la boli, de la
problemele pe care le avem în relațiile cu oamenii provin din faptul că mintea sau ego-ul nostru este întotdeauna învins în relația cu iubirea. Adică suferința e o consecință a lipsei de iubire. Și cred că poate să spună și Marius mai multe despre asta. Marius. Iubirea seamănă cu îndrăgostirea și normal ar trebui să fie ca la început, dar se pierde între timp. Și din cauza faptului că noi ne preocupăm prea mult pentru binele propriu, în condițiile în care sufletul nu este interesat de binele lui. El nu știe decât să dăruiască și nu vrea nimic pentru sine. Ego-ul acesta se mai numește Satana sau Diavol sau Sarsailă, are o mulțime de nume, și el se manifestă de obicei prin gânduri și acțiuni care sunt agresive. Adică, spre exemplu, critica, acuzația, învinuirea, condamnarea, supărarea, judecata, toate acestea sunt corpul eteric al diavolului, sunt draci. În momentul în care noi atacăm pe cineva, noi, de fapt, emitem o ființă întunecată cu care lovim pe celălalt. Lovim prima dată energetic. Dar pentru că cel din fața noastră ne pune oglindă, pentru că este divinul, care ia diferite roluri și măști, ne întoarce înapoi atacul nostru și ne lovește cu o putere mai mare. Adică în față întotdeauna avem amplificatori ai atacului nostru. Și ne lovește și ne îngenunchează. Pentru că ego-ul face în felul următor. El creează dușmanul prin divizare, îi dă puterea și îi dă și victoria, astfel încât întotdeauna, în orice acțiunea noastră care este agresivă, noi pierdem întotdeauna. Dacă aparent câștigăm pe moment, pierdem în perspectivă. Deci noi nu câștigăm niciodată. Deci este ilogic, este absurd comportamentul acesta agresiv asupra exteriorului. Noi nu știm că în afara noastră nu este decât Dumnezeu. Adică noi nu sunt decât două persoane, tu și El. Toți din jurul tău sunt El, Dumnezeu care a luat o mască sau joacă un rol. Este prima experiență pe care am avut-o și am povestit-o în Shangri-La, prima carte, cea cu măștile de la vârsta de 2 ani. Când în fața mea a apărut un bărbat și a pus mâna la spate aici și a dat masca jos și în locul ei a apărut Dumnezeu, cum cunoșteam din lumea de dincolo, într-o lumină puternică, alb-gălbuie, strălucitoare, care zâmbea. După care a venit o femeie și a lăsat părul în față și a dat masca jos și la fel a apărut același Dumnezeu. În partea dreaptă era un vișin care a făcut aceeași operație și un câine la fel și a apărut un Dumnezeu mai mic. Deci, după care m-am uitat la tatăl meu să văd dacă el își dă masca jos, dar nu și-a dat-o. Deci, prima experiență a fost inițiatică. Dumnezeu a arătat că singurul principiu fundamental al vieții este că de fiecare dată în fața ta nu l-ai decât pe Dumnezeu și nu poți să-l ataci. Dacă l-ataci, sunt orice amplificat lovitura pe care o faci tu. De fapt, tu explici altfel ce înseamnă iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Nu? Zic bine, mamă Marius? E mai mult decât atât. E mai mult decât atât. În Vechiul Testament, dacă se studiază cu atenție Vechiul Testament, acolo Dumnezeu este prezentat în toate pozițiile. El spune așa, acțiunea ta nu e a ta. Crezi că e a ta? Nu e a ta, e a mea. Tu crezi că iei poamele din copac? Nu le iei tu, eu le iau. Tu crezi că scoți apa din fântână? Nu o scoți tu, eu o scot. Tu crezi că vrăjmașul din fața ta e diferit de mine? Nu, sunt eu. Tu crezi că fără de legea din tine este a ta? Nu este a ta. Tu crezi că bucuria ta este a ta sau supărarea ta? Nu, sunt eu. Deci el este în toate pozițiile. Și este foarte greu de acceptat acest lucru. Și mai are un element foarte important în Vechiul Testament, extraordinar de important, în care se vede că și noi suntem prinși acum ca țară în mecanismul acesta, care zice așa Dumnezeu, pentru că m-ați părăsit, sau spunea că alte popoare din jurul evreilor erau idolatri, deci pentru că sunteți idolatri sau oamenii, popoare din jurul vostru sunt idolatri, atunci le dau în mâna voastră.
pe aceste popoare ce le face? Le pune un vâl pe față și zice așa, pentru că m-ați părăsit, vă blestem și nu vă dau voie să vă apărați. Deci noi suntem la același mecanism de blestem divin ca țară și individual fiecare din noi intrăm în acest mecanism. În momentul în care ne facem idoli, Dumnezeu vine din față pe negativ, pe invers. Noi nu ne putem închipui locul acesta. În cartea lui Dumnezeu spune, dacă acceptați binele pe care vi-l dau eu, de ce nu acceptați și rău pe care tot eu vi-l dau? Deci în momentul în care ai absolutizat un idol, ai pus binele tău pe primul plan, imediat să vină pe invers să distrugă. De ce? Pentru că Dumnezeu trebuie să echilibreze lumea. Noi ne alimentăm cu energie divină numai în starea de echilibru. Adică în starea de neutralitate sau de zero. Și imediat când, spre exemplu, cel care caută dreptate va primi nedreptate, dar în același timp va fi pus să facă nedreptate. Cel care absolutizează nepăcatul va face păcat el și va primi din față păcat. Deci tot timpul vine pe invers ca să te echilibreze. Deci din punctul de vedere al nostru pare o calamitate, dar din punctul de vedere divin e salvarea sufletului. Spre exemplu, toate necazurile care vin din față și suferințele sunt de fapt binefaceri. Sunt ajutoare de sus de neprețuit. Noi creștem numai la suferință când primim lovituri din față. Iar loviturile sunt pentru ego, adică pentru diavol, și sunt foarte bune. Îl distrug într-adevăr, Dumnezeu distruge întotdeauna ego-ul, îl calcă în picioare. Oamenii, spre exemplu, tot sistemul ăsta de spiritualitate este gândit ca să-ți amplifice ego-ul. Nu este gândit ca să te ducă spre divin. Te duci cu diavolul la vindecător, da? Și îi spui, uite că are drame personale și are traume. Păi trauma, drama, depresie, anxietatea, lovitura din față, pierderea, toate sunt de fapt vindecarea. Pentru că vin de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Dacă facem un stop cadru în clipa asta și ne uităm la ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat a venit de la divin. Și este perfect cu bine, cu rău, așa cum este. Deci nu este nimic de schimbat niciodată. Noi nu ne rămâne decât să lăudăm, spune în Vechiul Testament. În Vechiul Testament și o să scoatem o carte care o să numim Biblia Secretă. Deci există elemente secrete acolo puse. Sunt linii de afirmații care sunt secrete într-o masă foarte mare de iluzie. Adică lucruri care te destramă. Majoritatea Bibliei este concentrată pe principiul așa de așa, nu ceea ce înseamnă divizare. Te divizează și atunci nu mai poți să te absolutizezi un bine, cauți binele respectiv, îl fixezi și atunci generezi în viața ta o suferință continuă. Noi avem foarte mici porțiuni de bucurie și foarte mari porțiuni de viață în care suferim. Noi nu trăim în divin. Noi luptăm cu Dumnezeu întotdeauna pentru că nu ne convine nimic. Noi trăim ca o ființă întunecată. Este un deziderat să ajungem să trăim ca o ființă divină. Și asta am explicat în aceste cărți și în toate cărțile scrise până acum. Nu sunt decât explicații de tip cauză-efect, pentru că matrixul ăsta în care am fost băgați noi, pentru că noi lucrăm cu gândirea stăpânilor la lume, trebuie să înțelegem că tot ce au creat ei, scripturi, învățături, toată învățătura lumea este polarizată. Este gândită pentru a-i susține pe ei și pentru a-i ajuta pe ei să ne conducă. De fapt, după cum știți, 92% din bogăția lumii este deținută de sub 1% din populația lumii. Deci este mâna lui. Deci trebuie să înțelege că tot ceea ce au creat ei a fost împotriva noastră și nimic n-a fost pentru noi. Dar sunt acolo diferite linii, anumite linii, este o Biblie secretă ascunsă, care nu poate fi văzută. Aduc argumente. Spre exemplu, iertare. Nu există iertare. N-am ce să iert, pentru că întotdeauna exteriorul vine înapoi cu ceea ce am atacat eu. Deci dacă eu nu atac, atunci exteriorul nu te poate ataca. Ei consideră și tot sistemul ăsta construit, pe care noi învățăm și social și toată lumea media, este construit pe ideea că exteriorul determină interiorul, dar invers. Astfel încât eu nu pot să atac pe cineva din față, că este Dumnezeu acolo. Nu poate fi atacat deloc. Singurul lucru care îl pot face este să mă modific eu și când scade go-ul la mine, se modifică exteriorul în oglindă. Deci e singura posibilitate și asta e puterea cea mai mare. Dacă om înțelege că nu e nevoie să te superi sau să ataci exteriorul, e suficient să te schimbi pe tine și atunci exteriorul se schimbă de la sine în mod automat.
Și asta se poate face, aplica fiecare în viața lui personală. Și e suficient să... Nu trebuie să pornim de la ideea să schimbăm lumea. Este o absurditate. Nici nu se schimbă. Majoritatea populației este destinată distrugerii. Nu asta e problema. În universul nostru trebuie să ne schimbăm noi și atunci în universul nostru dispar toate elementele de atac. Dar ideea generală este că în față e tot timpul Dumnezeu. Nu putem să luptăm cu El pentru că vine împotriva noastră cu o forță mai mare și ne distruge. E asta spune Marius, dacă poți să completezi acum. Vreau să te întreb ce înseamnă nu există iertare, că eu am rămas așa un pic aici. Te explicăm și tu, Maria. Da, da. Pot să explic ce vrea să spună Marius. Marius vrea să spună că atunci când noi suntem transformați, când ne transformăm pe noi înșine, ne schimbăm. Deci numai schimbarea de sine este cea care poate schimba lumea. Așa cum știm, de altfel, de mult au spus-o foarte mulți înțelepți, mai ales cei orientali, dar pe urmă și cei occidentali au fost de acord cu asta. Deci schimbarea de sine înseamnă schimbarea lumii înconjurătoare și ideea este că eu dacă am înăuntru meu iubire, ceea ce poate să vină ca un atac din exteriorul meu nu mă poate afecta în realitate. De exemplu, poate să-mi facă ceea ce vede mintea ca fiind un lucru rău. Dar lucrul ăla rău, dacă pe mine înăuntru meu nu, te deranjează, nu mă afectează, nu mă deranjează, eu de ce să iert? Ce să iert? Da, că nu, că nu te-a afectat. Nu m-a durut. Dacă eu iau decizia dacă mă doare un lucru sau nu mă doare, eu iau această alegere. Pe urmă, eu iau o alegere înainte, pentru că potrivit legii spirituale atracției, subconștientul meu atrage lumea exterioară care apare în fața mea ca o consecință a ceea ce este conținut înăuntru meu. Și atunci ce vine de afară sunt tot eu. E tot de la mine. Tot eu am făcut ceva acolo, am participat. Există nenumărate teorii care confirmă ceea ce spune Marius Ghidel. Nu e nimic nou aici. Și în spiritualitatea de tip Ho'oponopono există teoria asta 100%. Când, nu știu dacă știți despre Ho'oponopono, te iubesc, îmi pare rău, te rog, iartă, mă mulțumesc. Acolo se folosește formula, dar e tot pentru o recuperare a iubirii în interior și pentru o relaționare a ta cu sinele tău divin, cu sinele tău divin care vine să corecteze lucrurile, nu să le corectezi tu. Pentru că eu-ul nostru e mic. Eu-ul nostru este neputincios. Din punct de vedere spiritual, cunoaștem asta. Din punct de vedere al ego-ului, ego-ul nu cunoaște. Ego-ul este cel care apasă pe ambreiaj și mărește viteza când merge pe stradă. Înjură când e furios dintr-un motiv. Acela este ego-ul. Partea sufletului, sufletul nostru, Marius spune că sufletul nu are nevoie de nimic pentru că sufletul este în iubire, este în iubirea, iar iubirea este Dumnezeu în interiorul nostru, înăuntru nostru. Dacă îl avem pe Dumnezeu înăuntru nostru, ce ne mai trebuie? Tot ce vine către noi, dacă noi am fi în iubire, ar fi ce ne trebuie, ce avem nevoie. Ego-ul crede că avem nevoie de mai mulți bani, că avem nevoie de mai multe lucruri, de mașini, de case, de afaceri mărețe și așa mai departe. Sufletul nostru e de altă părere, că nu dormim decât într-o cameră, nu în 7 vile, mergem cu o singură mașină, nu cu 15, și tot așa. Deci sufletul nostru are nevoie, știe că noi avem nevoie de mult mai puțin, că ăsta e adevărul, că noi avem nevoie de mult mai puțin decât credem că avem cu mintea și din cauza că ego-ul crede că avem nevoie de mai mult, ne determină să idolatrizăm lucrurile din exteriorul nostru. Ăștia sunt idolii. Idolii noștri sunt banii, sunt lucrurile, sunt uneori sunt oamenii apropiați,
Idolatrizăm oamenii apropiați și când facem un idol prea mare din cineva, acela tinde să ne greșească. De ce? Chipul pentru cioplit, că, de fapt, da, e, l-am făcut chipul cioplit și l-am pus în locul lui Dumnezeu. Și ăla greșește, săracul, fără să-și dea seama. El, la nivelul subconștient, spune, nu mă pune pe soclu, pentru că nu sunt acolo, nu merit asta. Eu sunt o ființă umană la fel ca tine, sunt supusă greșelii. Lasă-mă la locul meu. Da? Deci, oamenii, când idolatrizăm, ne greșesc fără să vrea, fără să conștientizeze lucrul ăsta, fără să își dorească neapărat să ne rănească. Deci, când suntem răniți sau loviți, nu e neapărat dintr-o dorință, mai degrabă este din inconștiență. Și iată, asta este forța iubirii, de fapt. Este forța prezenței lui Dumnezeu în materie, în viața noastră de zi cu zi. Dacă eu sunt în iubire, sunt și în pace, sunt și în liniște, și atunci nu mă mai enervez atât de ușor, nu mă mai supăr pe micile greșele ale oamenilor, pe inadvertențele lor, pe reacțiile lor greșite. Iau totul mult mai ușor și asta mă ajută pe mine să fiu o persoană care accesează din ce în ce mai mult iubirea în viața de zi cu zi și în relațiile personale. Asta înseamnă că mă îmbunătățesc pe mine. Dar mai înseamnă ceva, înseamnă că pot să mă vindec. Pot să vindec diferite probleme de sănătate pe care le am în corpul fizic ca o consecință a somatizării, pentru că se știe că cel puțin sunt unele statistici care ne spun că peste 90% din bolile fizice sunt psihosomatice. Da, corect, așa. Psihosomatice este. Înseamnă că ele au la bază gânduri și emoții negative. Și atunci că dacă vine această iubire și înțelege tot mai mult că a fi furios este o alegere, a fi trist este o alegere, adică se întâmplă un lucru, dar să-l înțeleg, de exemplu, ca fiind un lucru care vine de la Dumnezeu și mi-e trimis cu un mesaj, mă ajută să conștientizez ceva ce eu poate fac greșit. Eu, când mă revolt și resping lucrul respectiv, nu accept că greșesc. E ca și când mă compor ca un mic Dumnezeu care le știe el pe toate și reacționează emoțional, instant. Deci noi trebuie să ajungem să trăim conștient, cu alte cuvinte. Iubirea și conștiința nu sunt deslegate una de cealaltă și conștiința. Sau iubirea și rațiunea, hai să zic mai precis. Adică dacă nu avem iubire, rațiunea noastră nu e la locul ei. Este perturbată. Dacă nu avem rațiune, nu avem iubire. Ele lucrează, se determină reciproc. Adică a fi în adevăr, a gândi adevărul întotdeauna presupune a gândi cu iubire. Și când gândim cu iubire, gândim și cu bunătate, gândim și cu acceptarea despre care spunea Marius, a l-accepta pe celălalt așa cum este el, a ne accepta pe noi înșine, că ce să vezi, cea mai mare problemă o avem cu noi. Cu noi, da. Nu avem cu alții. Până la urmă și când avem cu alții, tot cu noi avem, pentru că se răsfrânge asupra noastră. Tot ce facem, cum spunea acel domn care a conceput Ihalea Kalaheulen, teoria Ho'oponopono, tot ce facem este fie pentru noi, fie împotriva noastră. Cam asta spune și Marius. Și uite, mă uitam aici în cartea asta, Iubește orice ar fi, unul din cele trei volume ale lui Marius, unde vorbește puțin despre ce înseamnă vindecare. Vindecarea înseamnă reducerea importanței materiei, a lumii și a umanului, spune el. Numai când te îndrepți spre puțin, începe vindecarea vieții și a trupului. De ce? Pentru că restrângerea de sine deschide poarta cerului și lasă energia sublimă să binecuvânteze viața noastră.
Să explic puțin ce înseamnă această energie sublimă. Înseamnă energia iubirii divine. Deci Dumnezeu este singurul care nu ne părăsește, nu ne abandonează niciodată. El este înăuntru nostru și așteaptă răbdător să ne întoarcem la El. Când ținem post, ținem post de mâncare, ținem post de răutate, ținem post de ură, de suferință, de ce mai ținem noi, de tot ce este rău în interiorul nostru, noi simțim mai multă iubire, începem să ne simțim mai ușori, mai luminoși, mai buni, mai blânzi. În perioada de aceea, perioada Paștelui, a Crăciunului, vrem să facem fapte bune, să ajutăm pe cei săraci, să ajutăm pe cei bolnavi, pe cei care sunt mai puțin favorizați ai sorții. De ce? Pentru că Dumnezeu este prezent mai mult în interiorul nostru. Noi îi dăm voie, facem ceva ca să ne apropiem de El. Deci noi, când facem această apropiere de această iubire sublimă, noi avem totul. De ce nu trebuie să vrem? Pentru că nu avem nevoie, nu mai avem. Dai, ce să vrei când tu ești în lumină, ești în iubire și această iubire atrage către tine tot ce ai tu nevoie real. Dacă stăm bine să vedem, chiar și noi așa cum încărcați cum suntem, nu ne lipsește nimic. Ai spus la un moment dat ceva care m-a pus un pic pe gânduri și vreau să lămurim asta, Marius. Ai zis blestemul lui Dumnezeu. Eu nu cred că Dumnezeu poate să blesteme. Vreau să-mi explici un pic. El zice în Vechiul Testament lucrul acesta, pentru că m-ați părăsit, ați intrat în blestem, adică v-ați blestemat singur. Ah, ok, am înțeles și acum. Și un lucru foarte important, ce se întâmplă și cu țara noastră și cu fiecare din noi, nu vă voi da voie să vă apărați. Copiii voștri vă fi luați de alții și nu puteți, nu vă dau voie să-i apărați. Ce crezi că înseamnă asta? Asta înseamnă că nu mai ai control asupra ta. S-a pus văl, pentru că ai pus idolii pe primul plan. În Vechiul Testament Dumnezeu zice așa, eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Când pui un idol deasupra și îl faci salvator, în clipa respectivă te opui lui pentru că dai la o parte. În condițiile în care el te ține în viață. Sunt în jur de 10 la puterea 14 celule în noi, deci trilioane de celule, și dacă o celulă se cunoaște că face 100 de operații pe secundă, s-ar putea să fie 1000 sau 1000 de operații pe secundă. Și la imensitatea aia de acolo e un efort pe care îl face. Și am fost și la naștere, țin minte, când înainte de a se forma organele și am văzut că mi-a pus un băl în față. Deci aveam decât flash-uri de lumină care veneau în față. Și n-am văzut când au unit acolo organele, cum le-a lipit, cum le-a făcut, n-am văzut absolut nimic. Deci el, corpul nostru nu este al nostru, este corpul lui. Noi suntem, ne luăm ca autoritate că e corpul nostru, dar nu avem niciun fel de autoritate. Ar fi suficient să îl recunoaștem ca stăpân și atunci viața noastră s-a schimbat imediat. Pentru că tot ceea ce se întâmplă, deci dacă faci un stop cadru, întotdeauna îl faci după ce s-a întâmplat și în viitor vei face tot după ce s-a întâmplat, astfel încât ceea ce s-a întâmplat e făcut numai de el, că el e în toate pozițiile, ia toate rolurile și ia toate măștile și nu poți să-l comentezi. Nu există comentariu. Noi nu putem spune nimic că e bine, că e rău. Și totuși asta facem. Noi dacă am scoate împărțirea în bine și rău, am scoate și absolutizările, idolii, și atunci viața noastră intra în armonie. Și s-ar întâmpla un lucru miraculos, ne unim cu el și atunci iluzia asta se destramă. Vorbeai de vindecare, vorbeai și tu și Mânia mai devreme de vindecare, mai ales. Te referi la vindecarea sufletească, trupească, la ce fel de vindecare vă referați? La toate. La toate. Prima dată trebuie vindecarea sufletului. Dar cum se întâmplă? Întotdeauna ceea ce primim noi și sunt necazuri din față sunt chiar vindecarea. Adică pierderile, suferințele, traumele, toate astea sunt chiar vindecare. N-ai ce să repar, pentru că vin de la Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Dar de ce zici tu că sunt... Pentru că toate lucrurile astea îți lasă niște urme adânci. Sufletește, traume psihice. Păi este ego-ul nostru, deci trebuie să ne uităm la ego, la cauză. Pentru că tu opui rezistență, de aia rămân traume, tu opui rezistență. Marius spune, nu mai opune rezistență, pentru că faptul că opui rezistență păstrează boala. Și o întărește.
o întărește, o face mai puternică. Și atunci, dacă, Doamne ferește, ai un diagnostic dificil, ce faci, te bucuri? E totuși absurd sau cum? Poți să explică Marius întâi și pe urmă pot să fac și eu precizări. Deci întotdeauna medicina se referă la efecte, nu se referă la cauze. Cauzele sunt foarte complexe și sunt modalități prin care noi pierdem zi de zi continuu, de dimineață până seara, energie subtilă pe comodități, pe bunăstare, pe belșug, stabilitate, siguranță și savoare, pe gust. Și pierdem energia subtilă. Când am pierdut-o, trebuie să fim opriți. După un timp trebuie să fim opriți și apar necazurile, nefericirile, te dea afară de la servici, mai merge relația, o mulțime de situații. Dar noi le dăm o conotație negativă, dar ele sunt vindecarea. Noi avem nevoie să fim opriți. Spre exemplu, noi pedepsim hoțul, dar nu hoțul este de vină. Hoțul este divinul care trebuie să ne oprească atașamentul exagerat de materie și îl oprește. Și îl pedepsim pe hoț și îl băgăm la închisoare. Dar nu hoțul, niciodată hoțul nu-i de vină. Niciodată omul din față nu-i de vină cu nimic. Ceva din tine a creat acesta și atunci oamenii din față, Dumnezeu, prin oamenii din față trebuie să vină să ne corecteze. Deci tot ce se întâmplă perfect de fiecare dată, nu e nimic de vindecat. Nu există vindecare. Că n-ai pe cine, că e Dumnezeu în față, că ia rolul. Rolul și măști. Singura soluție este să oprim noi scurgerile de energie subtilă, care sunt foarte multe. De exemplu, te restrângi, mănânci mai puțin, te împuținezi, mergi pe jos, nu mergi cu mașina, mergi pe scări, nu mergi cu liftul, pentru că întotdeauna când faci un lucru greu, greu stoarce materia și o transformă în suflet. De aia spuneam că întotdeauna când ego-ul, diavolul, are drame personale și traume, că cu el mergem noi la psiholog sau la preot, sufletul se bucură. Întotdeauna sufletul se bucură că se eliberează de constrângerile diavolului. Uite, spune și un film, diavolul își face cumpărăturile de la Prada. Cred că așa se numește filmul. Diavolul se îmbracă de la Prada, se cheamă filmul. Deci arată, exact, ne spune pe față. Deci întotdeauna, spre exemplu, noi ne ducem și reparăm o boală, dar nu reparăm cauza. Cauza rămâne acolo. Am fost odată la spitalul Fundeni și era o doamnă lângă mine care avea cancer. Și a spus, o femeie simplă, și a spus așa, îmi pare rău, îmi dau seama că am greșit mult. Îmi pare rău că n-am știut să ajut oamenii. Din cauza asta am ajuns în situația asta. Ea credea că despre asta e vorba. Păi asta este vorba, că se pierde energie prin faptul că nu... Tu te încași cu energie când dai, când iei mai mult decât ai nevoie, pierzi viața. Deci tot sistemul civilizației noastre este, de fapt, un cult al morții. Este făcut ca să pierzi energie. Comodități, stabilitate, se pierde energie vitală, se pierde viață. Noi am venit aici pentru dincolo, n-am venit să câștigăm ceva în lumea aceasta și noi câștigăm energie subtilă, care este o energie ascensională în lumea de dincolo, numai în măsura în care ne restrângem. Dumnezeu este jos, jos de tot, acolo unde se strâng apele. Nu e sus, El vine spre noi ca un rob. Noi când slujim oamenii, spre exemplu, am citit o carte cu experiențe dincolo de moarte, nu mai cunosc autorul, un autor american, care lua interviuri la adulții care au fost copii și au fost în comă și în experiențe din asta dincolo de moarte. Și acolo a avut tot felul de experiențe de necrezut. Și a explicat că toți cei care vin din lumea de dincolo, după experiențe din acestea comă, accidente grave și se întorc înapoi, majoritatea se fac slujitori. Deci chiar dacă sunt foarte bogați, au bogăție mare, își dau toată bogăția și se duc în meserie unde să slujească. Pentru că slujirea este cea care te încarcă. Spune și în Vechiul Testament asta la Solomon. Zice, după mii de jertfe de sine, Dumnezeu a venit și a zis, iată-mă. Deci ca să poată să vină divin, divinul îți trebuie de jertfe de sine. Nu ai nevoie de exerciții de meditație, de respirație sau alte. Dar tot Dumnezeu spune, bucurați-vă de viață, Marius. Păi te bucuri în momentul în care nu ai idol. Dacă ai idol, idolii îți consumă din bucuria vieții. Adică materia, fiind secundară, îți ia întotdeauna din energie, din energia subtilă. Îți ia din bucurie, îți mănâncă viața. Da? Pentru că e secundară. Ceea ce este secundar nu poate fi pus primordial. Pentru că învârte ordinea lumii, o răstoarnă și Dumnezeu vine și trebuie să te oprească. El spune că sunt lucruri pentru trup,
care sunt făcute pentru trup și pentru ego, pentru eu, pentru eu-ul omenesc, și sunt lucruri superioare care sunt făcute pentru suflet și pentru partea spirituală, pentru spiritul dinăuntru nostru. Și că acelea ar trebui să fie prioritate. Ei, Marius spune că noi le inversăm. Da, le inversăm. Noi le-am inversat, noi le-am pus pe dos. Adică am dat prioritate materiei și am omis și omitem spiritul și sufletul. Iar noi ar trebui să facem acest proces de inversare a acestor roluri și a importanței celor spirituale și sufletești, pentru că asta înseamnă, de fapt, vindecare. Ar însemna și vindecarea omenirii. Încă, uite, și omenirea dă semne de slăbiciune și de boală de câțiva ani încoace, de când cu pandemia de COVID și apoi cu războaie, cu atacuri teroriste, cu înarmări perpetui ale tuturor. Astea sunt semnale de îmbolnăvire colectivă, de energie colectivă mai joasă, care nu arată deloc bine și care poate fi atinge chiar cote periculoase pentru viața pe Pământ. Dar asta înseamnă, de fapt, sufletul. Ai da prioritate luminii divine, divinului, pentru că noi fără divin nu existăm. Noi existăm pentru că există sufletul, pentru că Dumnezeu ne-a... Se spune că noi suntem un spirit care a intrat într-un trup, nu un trup care a intrat într-un spirit. Da. Da? Deci suntem invers. Suntem spiritul care are o experiență în materie. Și noi am uitat asta. Iar tema vieții noastre ar fi să recuperăm această cunoaștere. Să înțelegem, să ajungem să înțelegem într-o bună zi care sunt valorile și să ne întoarcem pe dos valorile, pentru că le-am întors deja pe dos, dar le-am întors numai pentru servirea corpului. Noi nu trebuie să mai dăm să servim doar corpul. De-aia când noi punem corpul la treabă, cum spune Marius, mergem mai mult pe jos, ne transpirăm puțin, muncim, cum erau oamenii de odinioară, sufletul dobândește lumină. Încă nu mai muncim pentru corp. Îl muncim un pic pe corp, îl punem un pic îl la folosim, casă, de îl fapt. Folosim. De-aia ni l-a și dat Dumnezeu. Vezi, ne-a făcut mâini, ne-a făcut picioare. E o inteligență în spatele modului în care suntem noi construiți ca ființe, ca să putem să facem lucruri cu mâinile, să putem să mergem. Să putem să mergem singuri, nu cu mașina. Să mergem pe jos. Da, te rog, stai un pic, a plecat. Ceva interesant. Întotdeauna, noi când mergem spre puțin și ne restrângem și produce un fel de autostres, atunci pornesc în noi mecanismele de reparare și de întinerire. Noi când mergem spre ușor și plăcut, vrem să murim. Dăm un semn vieții că suntem bătrâni și când mai vrem să trăim. Deci cel mai periculos lucru sunt comoditățile, bunăstarea, stabilitatea, siguranța și savoarea. Când faci chestia asta, dai un semn vieții că ești bătrân și că nu mai vrei să trăiești. Procesele de refacere a organismului pornesc numai la restrângere. Are dreptate că oamenii bătrâni stau într-un loc, nu mai pleacă nicăieri, nu mai ies, nu se mai mișcă, da? Deci oamenii trebuie bătrâni trebuie să fie statici. După anumită vârstă, după 40 de ani, trebuie să muncești mai mult decât înainte. Că pierzi viață pe comunități. Adică restrângerea trebuie să fie întotdeauna mai mare decât satisfacerea simțurilor. Deci ceea ce e secundar, materia, îți mănâncă viața, ți-a din viață. Și toată construcția civilizației este făcută pe să-ți ia viața. Nu îți dă viață. Ca să-ți dea viață, tu trebuie să te restrângi tot timpul. În toate modurile. La mâncare plăcută, spre exemplu, dacii erau considerați jumătate de oameni. Mâncau puțin, ei înjumătățeau. Deci nu mâncau tot ce puneau în fafrie, mâncau doar jumate. Și toate activitățile lor erau înjumătățite. Din cauza asta, ei când se luptau, mâna lor era mișcată de divin. Pentru că în spațiu gol vine divinul și atunci îi inspiră Dumnezeu și îi ocrotește. Deci asta era puterea lor. Nu era altă putere decât că se înjumătățeau. Și asta e și puterea noastră acum. Noi dacă vrem să trăim mai mult, trebuie să ne înjumătățim.
Adică, adică să producem organismul, să ducem într-un autostres. Exemplu, dimineața te scoli de obicei la 8, scoală-te la 6. Deci mai frânezi. Spre exemplu, te spui cu apă caldă, nu te mai spui cu apă caldă, spală-te cu apă puțin mai rece. Te duci cu travaiul, nu te mai duci cu travaiul, te duci pe jos. Deci te încarci cu energie. Întotdeauna greu te încarcă cu viață, ușorul și plăcutul te omoară. E pe dos totul. Și să te îndemnați pe chestia asta, ca să nu spun lucruri mai grele. Păi dacă nu facem exerciții fizice, de exemplu, da, să apară diferite blocaje, se blochează corpul cu totul. Da, asta și din punct de vedere medical. De ce se duce lumea la sală? De ce e treaba asta că trebuie să faci mișcare și așa mai departe? Și mișcarea poate să vindece atât de multe lucruri. Mișcarea este recomandată și pentru depresie, și pentru diabet, și pentru bolile cardiovasculare, și pentru toate bolile grave. De ce? Iată, s-ar putea ca Marius să aibă dreptate. Sau mare asetare, că suntem în mare asetare. De ce vine mare asetare? Noi am pierdut energie subtilă pe bunăstare. Și atunci vine Dumnezeu și zice, acum stop, nu mai mergeți la restaurante, stați acasă, nu vă mai plimbați, intrați în oraș 15 minute, nu mai cheltuiți bani, nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți, vă luăm tot. Divinul este la butoane, nu altcineva. Dar asta, această resetare este un ciclu, tot timpul s-a întâmplat în istoria lumii așa ceva. Există o curbă a lui Gauss aplicată la imperii. Imperiile ajung să se dezvolte, le este foarte bine și când ajung la un maxim de bine, cad, încep să se decadă. Stăm în poziția, mai avem două nivele pentru cădere maximă. Doi pași mai avem. Deci este foarte aproape destrămarea acestui tip de civilizație. Da. Dacă nu vin războaie, vin nenorociri, pandemii și mai departe, sunt necesare toate astea, că sunt o metodă divină prin care suntem despăiși de materie. Puternic. Dumnezeu vine în clipa de față, vine cu o putere colosală de te surprinde ce drastic este. Nu discută. Pentru el, trupul poate să moară ca să salveze sufletul. Și asta se va întâmpla. Recent. Țineți minte că am avut o emisiune și m-ați întrebat am impresia la cartea despre femei. Ce lucruri am mai văzut, Marius? Da. Și a fost înainte de experiența asta de 2-3 ani de zile în urmă. Și am spus două lucruri. În fața blocului am intrat în două filme. În filmul lui Orson Welles, Războiul Lumilor, și Insula cu Leonardo DiCaprio. Acolo primul film arăta că va veni ceva și oamenii vor crede și vor înnebunii. Ceea ce s-a întâmplat cu Războiul Lumilor a fost o realitate în Statele Unite. Filmul s-a făcut după o realitate. Așa și al doilea cu Insula, unde se vede că acțiunea este un fel de nebunie din asta. Te bagă ca într-un spital de nebun și acolo nu ai niciun fel de șansă să scapi într-o insulă. Deci ca asta este omenirea. Merge pe destrămare acum pentru că e tașată de materie și nu poate să dea drum. Cu cât se ține mai strâns de materie, cu atât va trebui să o piardă mai repede. Dumnezeu o smulge ca să salveze sufletul. Noi vrem să salvăm trupul, dar trupul reprezintă 0,53%. Noi suntem suflet. Deci toată acțiunea noastră nu e făcută pentru suflet, e făcută pentru trup. Noi trăim pentru trup, nu trăim pentru suflet. Din cauza asta noi pierdem viața. Noi suntem programați să trăim peste 130 de ani, 150 sau chiar mai mult. Dar luăm din plăceri, luăm trăim felii din energia vieții. Concluzii, Maria. Suntem prea comoși, suntem sedentari, păstrăm prea mult resentimente, nu înțelegem ce înseamnă să ne recăpătăm liniștea interioară. Ar trebui să mergem către o cunoaștere de sine, către o înțelegere de sine și către a înțelege ce înseamnă să iubesc eu mai mult, pentru că asta e cheia, asta e taina. Iubirea de care vorbim nu trebuie să fie aceea pe care o așteptăm venind din lume, să ne iubească pe noi ceilalți. Pentru că ceilalți ne vor iubi cât vor putea ei, fiecare dintre ei. Ideea este ca eu să cresc în interiorul meu puterea mea de a iubi, eu trebuie să fac să plec într-o călătorie de înțelegere și de cunoaștere de sine mai amplă. De cunoaștere a ce înseamnă Dumnezeu și de înțelegerea faptului că El este operațional și este prezent în materie, în viața noastră de zi cu zi, chiar și atunci când mergem pe stradă, chiar și atunci când nu mai vorbim, de atunci când dormim, pentru că atunci ne pierdem conștiința total și chiar suntem în
conștiința. Chiar suntem în grija lui Dumnezeu. Asta spune Marius în cele trei cărți ale lui. Iubește orice ar fi și iubind poți să ai tot ce vrei. Asta spune și un moment. Te rog, te rog. Ar trebui să nu ne fie frică. Ego-ul pică, cu siguranță. Deci trebuie să înțelegem că ego-ul va fi distrus. Este apocalipsa ego-ului. Toți oamenii care sunt atașați de materie vor dispărea. Cu toată seriozitatea, vedem fiecare lucrul acesta, dar nu vrem să recunoaștem. Dumnezeu a intrat puternic în omenire și destramă tot ceea ce este materie. Atașamentul de materie îl distruge. S-a întâmplat întotdeauna lucruri. Au fost mari reseteri tot timpul. Dar acum suntem spre final. Și vedem cu singur acest lucru. Deci este o apocalipsă a ego-ului, dar este, după părerea mea, cea mai frumoasă etapă din istoria omenirii, când ne desprindem și ne descoperim adevărata noastră natură. Finalul ce, Marius? Finalul credinței că materia este pe primul plan, nu este secundară, va fi distrusă. Credința că iubirea e mai presus de orice, cum spune deci, Marius în cărțile lui. Da. Mulțumesc frumos, Marius Ghider, mulțumesc frumos, Maria Timuc. Cărțile lui Marius le găsiți la editura Darana. Mulțumesc colaboratorilor noștri de la Crown Plaza, unde ne aflăm acum. Le mulțumesc colegilor mei, Liviu Dochița și Claudiu Roșoiu. Rămâneți cu Antena 3, vă așteaptă colegii mei cu știri.